Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter a avut loc în România vineri 7 iulie la ora 15:23 de minute. Seismul s-a produs în zona Vrancea la adâncimea de 153 de kilometri. Astăzi s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău un cutremur mediu cu magnitudinea de 4,1 la adâncimea de 140 de kilometri, a transmis Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs la 55 de kilometri sud-est de Sfântul Gheorghe, 58 de kilometri vest de Focșani, 64 de kilometri est de Brașov, 64 de kilometri nord-vest de Buzău, 85 de kilometri nord de Ploiești. Seismul a fost simțit și în București. Cel mai recent cutremur cu magnitudinea peste 4 s-a produs în Vrancea în data de 20 iunie.